În curtea Spitalului Județean din Pitești mișună șobolanii. Un pacient a filmat totul și a făcut publice imaginele în care se vede cum șobolanii se plimbă în voie. Reprezentanții unității sanitare au precizat că vor intensifica acțiunile de deratizare. În Spitalul Județean, deratizarea se face în fiecare lună și ori de câte ori este nevoie, conform ordinului ministrului. Ca măsură suplimentară, azi se va face deratizare în toate locațiile. Nu pleacă nimeni acasă până nu terminăm ce avem de făcut. De unde puteau ajunge acei șobolani aici? Sunt mai multe variante. Spitalul este racordat la rețeaua de canalizare a orașului. În plus, în jur sunt blocuri. Există și o rampă de gunoi în apropiere de spital, unde se află și piața. Curtea spitalului este foarte mare. Ne asumăm ce se întâmplă și intensificăm deratizarea, a declarat Mariana Badiu, director îngrijiri medicale Spitalul Județean Argeș. La Spitalul Județean Argeș se vede clar că șobolanii fac legea în spațiul interior al acestuia. Este acest fapt încă o dovadă a lipsei de interes a autorităților pentru sănătatea argeșenilor.